jertfa lui de la cruce, de trupul lui care s-a frânt și de sângele lui care s-a scurs până la ultima picătură pentru a plăti datoria noastră. Și acum aș vrea să-i auzim cuvântul Domnului Iisus. Citim la rând în Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 7, începând cu versetul 7. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 7, începând cu versetul 7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Paragraful acesta din Scriptură, aceste versete pe care le-am citit, au această temă, perseverența în rugăciune. Ne-am adus aminte un alt prilej, partea de început a capitolului 7, că Domnul ne-a învățat că nu este datoria noastră să judecăm pe aproapele nostru. Și parcă nu ar avea o legătură. Atunci a vorbit despre faptul că trebuie să ne uităm la noi, să fim atenți la viața noastră, să fim preocupați de situația sufletească a noastră și abia după aceea să ne gândim la fratele sau la sora noastră. De fiecare dată poate se întâmplă invers. Mă uit la fratele, mă uit la sora și zic, lucrul ăla nu este în regulă în viața lui, cum o putea să meargă așa și continui pe ideea aceasta. Domnul Iisus spunea, uită-te întâi la tine, în ochiul tău este o problemă. Tu în ochiul tău ai o bârnă și ai vrea să te ocupi de paiul din ochiul fratelui tău. Am spus numai ca să fac o legătură și ca să putem înțelege că Domnul Iisus trece la o soluție concretă. Rugăciunea. Sigur, nu am avut o oră de rugăciune, am avut și rugăciune. Slavă Domnului și să o avem tot timpul. Dar așa este la rând cuvântul. Domnul Iisus spune aici despre rugăciune. S-a zis pe bună dreptate că rugăciunea este respirația sufletului nostru. Așa cum pentru o plantă apa este vitală, îi pui în ghiveciul acela puțină apă și parcă se înveselește. Mi-aduc aminte când am avut perioada de concediu pe vară, am niște flori la mine la serviciu și cât timp am lipsit, am mai fost eu așa câteodată să le mai pun apă, dar când am ajuns să încep din nou serviciul, am văzut că toate erau așa pleoștite. A fost o căldură mare și aveau nevoie de apă. După ce le-am pus apă, parcă râdeau, parcă zâmbeau. Ei bine, rugăciunea este ceea ce este apa pentru plantă sau hrana și apa pentru trupul nostru. Rugăciunea este vitală pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Nu putem trăi din punct de vedere duhovnice sau spiritual fără rugăciune. Rugăciunea trebuie să stea la începutul tuturor acțiunilor noastre. Cuvântul ne învață mai înainte de toate să faceți rugăciuni și cereți însoțite de mulțumiri, mai înainte de orice trebuie să ne rugăm. De fapt, așa se începe Scriptura. La început era Dumnezeu.
Dumnezeu trebuie să fie la începutul vieții noastre, a acțiunilor vieții noastre, în fiecare zi. Și atunci, atunci vom fi binecuvântați. Altfel, nu prea sunt șanse. Domnul Iisus ne învăța, de la El știm, în Ioan 15 spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Sau spunea El, îndrăsniți, eu am biruit lumea, avem nevoie să îndrăsnim, să venim la El, să-i cerem ajutorul. Ajutor despre care spunea psalmistul că nu lipsește niciodată în nevoi. David începea ziua cu Dumnezeu. Mă gândeam să cântăm și o cântare, dar timpul a fost așa mai prelungit. Mă gândeam să cântăm cântarea aceea 152. O, Iisuse, fața ta o caut chiar în liniștea din zori de zi. Caut fața ta și al tău har sfânt. Să căutăm fața lui Dumnezeu în liniștea din zori de zi. David spunea în psalmul 5 la versetul 3 aceste cuvinte. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea mea spre Domnul. Ce frumos! Să ai un moment de părtășie, de devoțiune, când citești cuvântul, când stai de vorbă cu Dumnezeu. Ce frumos! Sigur că înainte de a citi cuvântul, ar trebui să ne rugăm, înainte să deschidem cartea, ar trebui să ne rugăm cam cum a învățat preotul Eli la templu pe copilașul Samuel, atunci când Samuel a venit la el și a spus, iată-mă, căci m-ai chemat, nu te-am chemat copilul tău, du-te și te culcă. Și aceasta s-a întâmplat de 3 ori. Și când a venit a 3-a oară, copilașul la preotul Eli, Eli a înțeles, aha, îi vorbește Dumnezeu, îl cheamă Dumnezeu. Știi ce e Samuel? Du-te și dacă mai auzi că ești chemat, spune în felul acesta, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Știți, de fiecare dată când deschidem Scriptura, când deschidem cuvântul, ar trebui să-i spunem lui Dumnezeu în felul acesta, vorbește Doamne, vorbește-mi și mie personal. Sunt gata să te ascult. Și atunci, prin Duhul lui Dumnezeu, se produce minunea. Literele, slobele, nu mai sunt ca și atunci când am citit o carte obișnuită sau un ziar. Și atunci ele, din ele, răzbat puterea lui Dumnezeu pentru viața mea, a fiecăruia dintre noi. Abia atunci cuvântul are putere să ne vorbească. Altfel, citim, închidem cartea și dacă ne întreabă cineva pe la ora 10, când suntem ocupați cu problemele noastre la serviciul nostru, ce-ai citit astăzi? Sau dacă mi-aduc aminte, ce-am citit? E, nu mai știu ce-am citit. Păi cum să-ți aduci aminte dacă nu l-ai rugat pe El să-ți vorbească? Dacă nu l-ai rugat pe El ca prin Duhul Său Sfânt să-ți scoată în evidență ceva care să ți atingă inima, să fie un cuvânt ca o hrană pentru tu. Aceasta vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Avem un exemplu în Vechiul Testament, în cartea Neemia, în capitolul 2, la versetul 4. Omul acesta are o durere în inima lui, cetatea părinților săi era dărâmată și zidurile și porțile erau arse de foc. Și are inima tristă. Și împăratul se sizează. Împăratul Artaxerse vede că fața lui Neemia nu mai e aceeași ca până atunci. Și spune, ce ai? Pentru că aceasta nu poate să fie decât o întristare a inimii. Și Neemia spune aceste cuvinte. Atunci când împăratul îi spune, ce ceri? Neemia ne arată cuvântul în versetul 4 din capitolul 2. Eu am rugat pe Dumnezeul cerului și am răspuns împăratului. Auziți? Înainte ca să dea un răspuns împăratului, a avut o rugăciune foarte scurtă, ca o telegramă, dar cu adresă, cu țintă sigură, s-a rugat Dumnezeului cerului. Și l-a învățat Dumnezeu.
Și vreau să cred că nu doar că l-a învățat cum să vorbească, în ce manieră, ci a pregătit Dumnezeu totul și inima împăratului, care dă scrisori, îi dă mână liberă, du-te în țara ta, du-te acolo și fă ceea ce îți va pune Dumnezeul tău pe inimă și dă și materiale și tot ce trebuie. Așa lucrează Dumnezeu atunci când căutăm fața Lui cu rugăciune, atunci când ne îndreptăm spre El. Rugăciunea, spunea cineva, este limbajul cerului. Dumnezeu îmi vorbește și eu îi vorbesc prin rugăciune atunci când mă rog. Citeam ieri despre un pilot de curse la un raliu, a ratat să fie câștigătorul. A mers tot timpul în fața coloanei, tot timpul, avea ture avans. Și la un moment dat, cei care cunoaștem un pic cum stau lucrurile, trebuia să intre la boxe și să alimenteze, să pună carburant. Și a zis, forțez și tura aceasta ultima, ca să fiu sigur că sunt câștigătorul. Și când mai avea 300-400 de metri să ajungă la linia aceea de sosire, s-a terminat carburantul și s-a oprit brusc motorul. Și toți ceilalți au trecut pe lângă el ca săgețile. Degeaba a început să se gândească, de ce n-am intrat să alimentez? Cineva spunea, rugăciunea este ca și carburantul acela care mă alimentează din punct de vedere sufletesc. Și într-un fel cred lucrul acesta. Ce pot să fac fără rugăciune? Depind în totul de Dumnezeu. Ca și copilașul acela mic, de câteva luni, depinde în totul de părinți. El nu se poate descurca singur. Are nevoie de mama și de tata. Locul în care ne oprim ca să alimentăm poate să fie odăița noastră. Așa ne-a învățat Domnul Iisus. Am citit noi aici în Evanghelia aceasta după Matei, am citit în capitolul 6, tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Avem nevoie să stăm la acest moment de părtășie cu Dumnezeu în cămăruța noastră. Dar numai atunci dimineața? Oh, nu! Dacă se poate și în timpul zilei. Atunci când grijile vin peste noi, cum am să fac asta, cum am să fac cealaltă, atunci, de asemenea, am nevoie să stau de vorbă cu El și să-L las să mă învețe, să vorbească. Dacă sunt într-un mijloc de transport în comun, mă țin de o bară, nu? Într-un metrou, în tramvai, în troleibuz. Nu las ca privirea mea să se ducă așa prin fereastră și să merg cu gândurile aiurea, nu? Eu pot să mă rog. Ce har, ce binecuvântare! Că în orice loc pot avea acces liber la tronul de har al lui Dumnezeu. Că pot veni înaintea Lui. Că nu trebuie ca la un primar sau ca la un ministru să-mi fac o programare mai dinainte. Faceți-mi și mie o programare pentru întâlnirea cu domnul ministru. Nu. Înaintea lui Dumnezeu vin dintr-o dată, într-o clipă. Pot să stau de vorbă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune, știe, prea târziu, acum, a trecut de miezul nopții, nici vorbă. Oricând ne primește, ce mare favoare avem că putem vorbi cu Dumnezeu, că putem sta de vorbă cu El. Rugăciunea este lucrul căruia Domnul Iisus i-a dat toată atenția în viața Lui personală și în învățătura Lui. Rugăciunea făcută cu credință și stăruință este modalitatea prin care credinciosul își rezolvă toate problemele. Repet, nu ne putem descurca fără rugăciune. Domnul Iisus spunea, este scris în Matei 26, la versetul 41, vegheați și rugați-vă. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
Carnea este neputincioasă, avem nevoie să ne rugăm. Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă, ne vorbește, ne spune Iacov că ne vrea cu gelozie pentru sine, Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus vrea să stea de vorbă cu noi, să-i căutăm fața. Am citit aici despre trei îndemnuri ale Lui, urmate de trei promisiuni sau trei făgăduințe. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Vă mărturisesc că mă copleșesc aceste cuvinte ale Mântuitorului. Citeam o interpretare. Cineva spunea că așa proceda cerșetorul în Israel, în vremea unde, când Domnul Iisus era în trup pe pământ. Cerșetorul era pe marginea drumului, mai ales dacă era valid, dar cerșea, cerea de milă. Și dacă cel care mergea pe drumul acela, poate spre templu sau de la templu, spre casă, dacă omul care căruia i s-a cerut nu era gata să-i dea ceva acelui om, cerșetorul se ridica de acolo și îl urmărea prin mulțime și insista în cererea lui. Îl căuta pe omul căruia i s-a adresat mai înainte ca să îi dea ceva. Și dacă nici atunci nu primea, îl lăsa să ajungă acasă și bătea la ușa lui ca poate se va îndura să-i dea ceva. Eu nu știu din ce considerent a spus Domnul Iisus aceste cuvinte. Poate a avut în vedere obiceiul acesta care era în Israel atunci. Dar nu putem să spunem decât că aceste cuvinte sunt extraordinare. Sunt de îndemn al Domnului Iisus, dar ne fac așa de mult bine aceste cuvinte. Cereți și vi se va da. Câte lucruri cerem, chiar atunci când venim în rugăciunile noastre, cât de atenți suntem să cerem pentru noi și poate mai puțin pentru alții. Rugăciunea este și rugăciune de mijlocire. Ne-am adus noi aminte citind la rând în capitolul 6, capitolul precedent, că Domnul Iisus spunea că trebuie să fim foarte atenți în cererile noastre, că trebuie să urmărim întrucâtva modelul acela dat de rugăciune în capitolul 6, Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru, sau mai este numită și rugăciunea domnească. Trebuie să fim atenți. Nu dintr-o dată când ne așezăm la rugăciune, îl invadăm pe Dumnezeu cu cererile noastre. Nu este frumos. Este frumos atunci când ne așezăm la rugăciune, ne învăța Domnul Iisus să-L proslăvim pe Tatăl, să-L lăudăm pe El. Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu neapărat cu aceste cuvinte. Pentru că avem Duhul lui Dumnezeu. Am fost pecetruiți cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne învață, ne pune în gură, în minte și apoi în gură să putem exprima, să ne putem exprima cu acele cuvinte care vin din partea Duhului lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și abia după aceea să venim cu cererile noastre, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Da, abia după aceea, întâi venim să-L lăudăm și să-L proslăvim pe Dumnezeu pentru ceea ce este Creatorul, Infinitul și Mărețul Dumnezeu. Și abia după aceea să venim cu cererile noastre. Știți, n-aș arăta cu degetul spre cineva. Și mie mi se întâmplă. Și mă corectez înaintea Domnului și cer iertare. De multe ori să vin, Doamne, am nevoie de acest lucru. Și nu este bine. Unde este lauda? Unde este închinarea? Unde este adorarea pentru Dumnezeu, rugăciunea mea? Și abia după aceea să-i spun, știi, dacă îi vrea, ai putea să-mi dai așa cum atât de mulți oameni au procedat atunci când Domnul Iisus a zis, ce vrei să-ți fac? Dacă vrei, poți să mă curățești. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vedem aici, în acest verset, cât de directe sunt aceste îndemnuri. Cereți și vi se va da. Dintr-o dată vine promisiunea.
Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. În Evrei 11, la versetul 8, ni se spune despre Avraam că a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire și a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Așa găsim scris în cuvântul Domnului. Și știți, mă gândeam, Avraam, omul acesta, care este ca un pilon de bază în națiunea Israel, omul acesta despre care Domnul Iisus mereu face referire, veți sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacob. Și așa mai departe. Omul acesta a învățat să-L asculte pe Dumnezeu. Făcea, construia altare și acolo se ruga lui Dumnezeu. Ce frumos! Mă gândeam ce important este să avem un altar unde să ne întâlnim cu Domnul. În liniștea dimineții, când suntem odihniți, este cel mai bun timp de devoțiune, de legătură, de părtășie cu Dumnezeul nostru, de comuniune, cel mai scump timp, să stau de vorbă cu Dumnezeu, să-i mulțumesc pentru că a ținut blocul sau casa în care locuiesc, ca să nu aibă loc un cutremur, că a făcut să apară soarele afară, că mi-ndiorează și mie sufletul lucrul acesta și apoi să vin și cu cererile mele care sunt din viața mea. Ce vrem să scot în evidență? Avraam, omul acesta credincios, cuvântul spune, a plecat fără să știe unde se duce. Dar nu era singur, știa că este cu cineva. Nu știa unde se duce, dar știa că este prezent Dumnezeu cu el și a putut să meargă. A contat pe puterea lui Dumnezeu și ne spune Scriptura că această credință a lui în Dumnezeu i-a fost socotită ca neprihănire. Este numit pe paginile Scripturii tatăl tuturor celor credincioși. Ce frumos, Avraam! Apoi cuvântul de îndemn al Domnului Iisus este căutați și veți găsi. Câte lucruri căutăm în fiecare zi? Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Este un cuvânt de îndemn al profetului Isaia în capitolul 55, la versetul 6, unde găsim scrise aceste cuvinte. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Ce favoare să pot chema pe Dumnezeu! În viața mea, între preocupările mele, să-mi aduc aminte, nu sunt singur, Dumnezeu este cu mine. A făcut Domnul făgăduința pe care o avem scrisă în Cartea Psalmilor, în Psalmul 50, la versetul 15. Ne învață cuvântul că Dumnezeu a spus, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu este așa că este o mare îndurare din partea lui Dumnezeu să-L chemăm pe El în ziua necazului nostru, dar mă gândeam, dar de ce numai în ziua necazului? În mod deosebit în ziua necazului. Cercetătorii Scripturilor spun că versetul acesta 15 din Psalmul 50 este numit cheia rugăciunii. Cu această cheie deschid cerul. Vin înaintea lui Dumnezeu și îl chem. Și Dumnezeu nu spune, sunt prea ocupat acum. Sau am aproape milioane și milioane de oameni pe întreaga suprafață a pământului și nu aș avea timp. Nu. Să-L căutăm pe El. Să-L chemăm și El ne va răspunde. Ne-am adus aminte și a fost amintit și versetul acesta din Matei 6:33. Ne-am adus aminte când am citit la rând, Domnul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Numai să căutăm lucrul acesta. Apoi Domnul a spus, bateți și vi se va deschide. Ne trebuie îndrăzneala credinței ca să batem. Și Domnul spune că ne va deschide.
Cuvântul ne învață în Epistola către Evrei, în capitolul 4, la versetul 16, în felul acesta. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Dar nu e prea greu să bați? Nu! Scaunul Harului și mai ales persoana care stă pe acest scaun al Harului ne așteaptă să batem. Ba chiar ne îndeamnă, bateți și vi se va deschide. Ne învață și în același timp ne îmbie că este bine să venim înaintea Lui. De asemenea, Domnul Iisus folosește un exemplu de perseverență în rugăciune în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, la versetul 5 până la 13, când vorbește despre omul acela care s-a culcat seara, probabil târziu, împreună cu copiii lui în pat. Nu avea așa mai multe camere, așa era situația. Oamenii erau învățați să mulțumească și pentru lucruri mai puține. Era în pat împreună cu copiii lui, se odihnea și a auzit: bătăinușe, deschide-mi, cine ești? Eu sunt prietenul tău, de ce ai venit? Vreau și eu 3 pâini. Uite, a venit cineva la mine din călătorie și nu am ce să-i pun pe masă, am îndrăsnit să vin, dă-mi. Și Domnul spune, măcar pentru stăruința lui supărătoare, se va ridica din pat și se va duce să-i dea prietenului său. Ne învață Domnul Iisus să stăruim în rugăciune. Avem nevoie? Câtă nevoie avem să stăruim în rugăciune? Domnul spunea, versetul 8, căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Rugăciunea este lucrul cel mai ușor pe care îl putem face. Și are mari efecte, binecuvântate efecte. Timpul se scurge uluitor. Citeam de curând o întâmplare. O soră credincioasă cu mulți copii, rămasă văduvă, spăla la albie. Era în urmă cu 70 de ani. Nu erau mașinile automate. Ai pus rupele, ai pus detergent, mașina e cuplată la electricitate, la apă, pornești și până când se termină totul, uiți de ea. E bine, femeia aceasta era la albie, spăla rufe. Și copiii făceau mare gălăgie în camera aceea, în special o fetiță de vreo 3 anișori, făcea mare gălăgie. Și mama parcă era tulburată în lăuntrul ei și se gândea, ce să fac? Și a venit în minte gândul, roagă-te, strigă, cheamă-L pe Dumnezeu! Ce să se mai ducă în altă parte? A îngenunchiat acolo lângă albie. Și a început să se roage stăruitor, cu voce tare, pentru copiii ei. Și fetița aceea, care era cea mai... care făcea cel mai mare deranj, a venit lângă mămica și a îngenunchiat și ea. Și când mama a spus amin, a spus și ea amin. Și când s-au ridicat de la rugăciune, mama era atât de voioasă că pătase pace și liniște lăuntrul ei. Iar fetița a fost foarte cuminte. Ce bine este să alerg la rugăciune! Ce bine este să vin la el, să-i spun, Doamne, s-au epuizat puterile mele, nu mai fac față în situația cu tare, în conjunctura cu tare. Am nevoie de tine. Cheamă-mă, a spus Dumnezeu, în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi, așa cum ne-am adus aminte. Dar rugăciunea, deși avem de gând să putem vedea și alte locuri din cuvânt, rugăciunea poate să primească și răspunsul nu. Dumnezeu să nu îngăduie să ne dea un răspuns. Nu trebuie să intru în criză. Nu trebuie să zic, dar de ce, Doamne, nu-mi răspunzi? În situația aceasta, în cealaltă, nu. Trebuie să învăț să-i mulțumesc lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El știe ce este mai bun pentru mine. Avem exemplu apostolului Pavel în Scriptură, scria Corintenilor. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi iau un țepuș care l-avea în carne, ca un sol al satanei. De 3 ori l-am rugat și Domnul
nu i-a spus că nu. Domnul i-a răspuns în felul acesta: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Fie ca Domnul să ne ajute pe mine, pe fiecare dintre noi, să înțelegem că harul lui ne este de ajuns și că puterea lui în slăbiciunea noastră ajunge să fie făcută desăvârșită. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.